Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26, pagina 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce îl tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Amin. Am citit cuvântul acesta, mă gândeam ieri seară la el și m-am gândit la un lucru. La un moment dat, Filip ajunge carul, îl aude pe famen că citește și îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car, să șadă împreună cu el. Aici spune care era locul din scriptură și spune că atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Deci famenul citea, o să citim imediat de unde citea el, Isaia 53, citea famenul de acolo și la un moment dat Filip intră în vorbă cu el, întreabă: înțelegi ce citești? El zice: nu prea înțeleg dacă nu mă călăuzește cineva. Și atunci Filip începe să-i vorbească de la cuvântul acesta și îi propovăduiește pe Iisus. Și dintr-o dată avem versetul 35, spune că Filip de la scriptura aceasta a început să-i propovăduiască pe Iisus și versetul 36: pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Eu m-am întrebat, aseară când citeam cuvântul ăsta, m-am întrebat ce i-o fi zis Filip chiar așa de interesant, ce i-o fi zis Filip sau cum i-o fi predicat că atunci, în momentul acela, el s-a hotărât să se boteze. O plecat famenul etiopian de la Ierusalim și asta citim, famenul etiopian. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că era cu mare putere, da?
la împărăteasa Candacea etiopienilor. El era îngrijitorul tuturor vestieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Deci era un mare om. Era un mare om care a venit la Ierusalim să se închine la templu și nu a găsit mare lucru. Nu a găsit, ne dăm seama din faptul că el nu înțelegea mare lucru. Nu a găsit mare lucru. Vine să se închine, probabil și-a cumpărat o scriptură, da, citea pe drum înapoi spre casă, citea, dar el nu înțelegea mare lucru. Și imaginați-vă că Dumnezeu a văzut treaba asta. Dumnezeu a văzut că el are dorință să citească, are dorință să înțeleagă, dar nu înțelegea mare lucru. Și Dumnezeu îi zice lui Filip, du-te repede și ajunge carul. Și Filip a alergat, a auzit pe etiopian și acum intră în vorbă cu etiopian. Și famenul îi spune cum aș putea să înțeleg. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înainte celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Și acum, haideți să deschidem la Isaia 53. Deci famenul aici la Isaia 53, aici era el când Filip l-a ajuns. Și am să citesc tot capitolul. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să-ți atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înainte celor ce o tund. Aici citea famenul. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi, mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Amin. Imaginați-vă Isaia, care primește din partea lui Dumnezeu aceste cuvinte și le scrie. Înainte cu 700 și ceva de ani de Domnul Iisus, înainte cu sute de ani ca Domnul Iisus să se nască, el a primit din partea lui Dumnezeu această profeție.
și vorbea despre mielul lui Dumnezeu, despre Fiul lui Dumnezeu. Și acum, imaginați-vă când famenul etiopian a plecat de la Ierusalim și a cumpărat o scriptură, ei aveau doar partea din Vechiul Testament, n-aveau încă, să zic așa, Noul Testament, dar aveau parte din Vechiul Testament, tot ce înseamnă Tora și prorocii, psalmii. Și el citea, nu înțelegea mare lucru. Și Filip nu face altceva decât să îi vorbească despre ce este vorba. Să explice, că nu înțelegea mare lucru. Despre cine vorbește acesta, zice famenul? Despre sine sau despre vreun altul? O, da, Isaia nu vorbește despre sine, spune Filip, vorbește despre altcineva. Și ce a făcut Filip? Plecând de la cuvântul acesta, i-a propovăduit pe Iisus. Imaginați-vă, așa, cum să zic, ca un întreg, toată lucrarea. Eu mă gândesc ce ar fi putut să-i spună Filip la famenul ăsta. Și mă gândesc că eu pus înainte toată lucrarea lui Dumnezeu. Și a povestit cum, de fapt, oamenii au căzut în păcat încă de la început. Și la un moment dat, Dumnezeu, pe vremea lui Noe, s-a supărat. Și văzând că toate gândurile și toate lucrurile omului deja urma spre rău, Dumnezeu a hotărât ca prin potop să nimicească pe oameni și tot ce era, toate viețuitoarele. Dar Noe a găsit îndurare la Dumnezeu pentru că era neprihănit și Dumnezeu l-a scăpat pe Noe. Mai târziu, oamenii din nou au început să facă rău. Și mă gândesc că Filip îi explica la famen cum după aia Dumnezeu l-a ales pe Avram. Și-a spus, ieși din casa tatălui tău. Tatălui era un idolatru, că avea tot felul de idol la el acasă. Dar Dumnezeu a spus la Avram, ieși din casa tatălui tău și te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Te voi binecuvânta și prin tine voi binecuvânta toate neamurile pământului. Și Avram crede pe Dumnezeu, iasă, Dumnezeu îi promite că îi dă un fiu. Mai târziu, știți un pic povestea, dar mă gândesc că ca să poată să înțeleagă famenul, mă gândesc că Filip a început să explice un pic în mare cam toate lucrurile ca să poată să înțeleagă omul acesta. Și apoi zice că Dumnezeu, prin spița lui Avram, Isaac, Iacov, mai târziu s-a născut poporul Israel, evreii care de multe ori ei n-au ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu prin Moise i-a învățat pe evrei și le-a spus de fiecare dată când voi greșiți, ca să vă dați seama că voi greșiți, va trebui să aduceți câte o jertfă, un miel care să fie sacrificat, ca să înțelegeți că păcatul trebuie plătit, trebuie cineva să plătească pentru păcat. Adică nu se poate așa oricum, să zicem așa, pe ochi frumoși, numai că cineva, îi nu știu cine, să-l ierte Dumnezeu. Pentru că plata păcatului este moartea. Și atunci famenul a început să înțeleagă un pic. Și apoi Filip îi spune, uite, Dumnezeu a rânduit ca oamenii să înțeleagă greutatea păcatului. Și mai târziu, Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui să moară pe cruce. Poate tu ai venit acum la Ierusalim, de curând, dar să știi că înainte să vii tu, la noi a fost Iisus, Fiul lui Dumnezeu. A trăit pe pământul acesta. 3 ani și ceva, îi vorbește Filip, 3 ani și ceva a umblat din sat în sat, din cetate în cetate, împreună cu ucenicii lui. Propovăduia Evanghelia la orice făptură. Vestea Evanghelia prin sinagogi, vindeca pe oameni, libera pe oameni. Și la un moment dat noi am crezut. Imaginează-ți, spunea Filip, la un moment dat el înmulțea pâinile și dădea pâine, dintr-o o pâine, 2, 3 pâini, el împărțea la mii de oameni. Și noi am crezut că omul acesta... Noi am crezut că omul acesta o să-l facem împărat și dintr-o dată nu o să mai lucreze nimeni. O să aibă toți de mâncare, o să vindece pe toți, o să fie totul frumos și dă, că pe atunci era Imperiul Roman care îi subjuga, o să dea pe Imperiul Roman la o parte. Noi am crezut așa. Dar dintr-o dată vedem că omul acesta vine într-o zi și ne spune ucenicilor, mi-a sosit ceasul. Vine vremea când eu trebuie să mă duc. Va trebui să pătimesc. Ucenicii n-au înțeles. Despre ce vorbește omul acesta? Eu am crezut că el o să fie împărat, că o să... Nu? Uitați ce spune aici Isaia 53. Dumnezeu încă de la început a vorbit lucrul acestea și spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă.
Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Știți ce spunea Domnul Iisus când era printre ucenici? Și mă gândesc că i-a spus Filip și asta lui Famen. Când era printre noi, spune, nimeni nu mi-a viața cu sila. Eu mi-o dau de bună voie. Pentru că noi știm foarte bine, Domnul Iisus, dacă ar fi vrut, ar fi putut să scape de acest sacrificiu. Ar fi putut să scape de această greutate, de această plată a păcatului. Dar El spunea deseori, nimeni nu mi-a viața cu sila, ci eu mi-o dau de la mine. Și spune aici, El suferințele noastre le-a portat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi, adică oamenii din vremea aceea, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Ce ziceau oamenii când vedeau pe Domnul Iisus cu crucea în spate? Când suferea, când era bătut, bagiocorit, El tăcea. Și spune aici cuvântul, chiar acolo unde famenul se miră, El tăcea, nu zicea nimic. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie înainte celor ce o tund. Oaia când cineva o tunde, nu zbiară, nu face gălăgie. Ea stă liniștită, o tunde. Mielul când îl duci la tăiere, el nu zbiară ca și alte animale. Adică, el dă un exemplu așa ca să vadă că Domnul Iisus de bună voie el și-a dat viața. Noi trebuia să plătim plata. Și spune lui Famen, auzi, el nu era dator să moară. El nu a păcătuit. El și-a dat viața de bună voie pentru noi. Noi nu înțelegeam. Noi credeam că El moare pentru păcatul Lui. Noi credeam că El... Și uitați cum spune cuvântul Dumnezeu. Noi credeam... El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și noi, auzi ce spune Isaia, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Și spune Filip famenului, auzi, tu vii de la, din Etiopia, el era mai mare, era cu mare putere la împărăteasa Candace, era mai marele vistieriei, adică era ca un fel de ministru al economiei. În mâna lui erau cheile al camerele alea cu bani, cu aur. Deci era un mare om. Și spune, uite, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Tu îți vedeai de treaba ta, eu îmi vedeam de treaba mea. Ne trăiam viața în timp ce Domnul Iisus murea pentru noi. Pentru că El ne-a iubit întâi. Pe când El ne iubea, noi nu-L cunoșteam. Pe când El murea pentru noi, noi nu-L cunoșteam. Noi ne trăiam viața noastră. Imaginați-vă un lucru, că noi asta facem și astăzi. În general, lumea. Lumea din ziua de astăzi, ei nu-și dau seama, încă nu înțeleg ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Și în timp ce fiecare om își vede de drumul lui, Dumnezeu a făcut ceva pentru ei. Și oamenii nu înțeleg. Oamenii nu-și dau seama. Dacă ar înțelege oamenii ce a făcut Domnul Iisus pentru ei, că El nu merita să moară, El n-a murit pentru păcatele Lui, El pentru fărădelegile noastre a murit, pentru păcatele noastre. Și mă imaginez cum Filip stă de vorbă cu etiopianul și explică, omule bun, pentru păcatele noastre, a tale și a mele, a murit Domnul Iisus. De-aia spune aici că El a fost chinuit, asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Dar noi ce făceam? Noi ne vedeam de drumul nostru. Pentru că noi așa ne-am născut. Ne-am născut în păcat, în fără de lege. Haideți să vă fac așa o imagine și să poate mai povesti treaba asta. O povestire care am auzit-o și eu și care, să zic așa, se aseamănă un pic cu ceea ce s-a întâmplat. Imaginați-vă că un om lucrează la un pod care trece peste o apă, da? Dar este un pod din acela care se deschide în două, așa, este din metal, se deschide în două ca să poată să treacă vapoarele. Și omul acela stă acolo și de fiecare dată când trece un vapor, are o manivelă care ridică podul, apoi când vine trenul, el lasă podul jos ca să poată să treacă trenul. Și omul acesta lucra acolo. El avea un fiu. Și într-o zi copilul acesta nu putea să meargă la școală și... zice, hai că te iau cu mine la servici.
Și acum când el lucra acolo, copilul se uita, îi plăcea să se uite pe fereastră, să vadă cum trec vapoarele, se ridică podul, după aia se lasă podul jos, trec trenurile. Și la un moment dat îi spune tatălui său, uite, lasă-mă, te rog, să mă duc să mă joc afară. Să mă joc pe iarbă, să mă joc pe acolo. Și la un moment dat spune povestea asta că copilul își vedea de treaba lui, se juca, tatălui își vedea de treaba lui, el lucra acolo. Și la un moment dat vine un vapor, copilul se uită la oamenii de aceia care trec prin vapor, le face cu mâna mulți oameni în vaporul acela. Trece vaporul și acum, după ce a trecut vaporul, urma ca la câteva minute să treacă un tren. Atunci omul acesta ce făcea? Începea să lase podul jos, avea niște manete, niște manivele care făceau să coboare podul. Dar la un moment dat, în timp ce el lucra acolo ca să lase podul, vede că copilul lui s-a apropiat așa de tare de apă, de pod, încât era în partea de jos a podului. Și dacă el lăsa podul de tot jos, cădea podul peste copil și zdrobea acolo. Și acum el urma ca în câteva momente să hotărască ce să facă. Pentru că venea un tren cu sute de oameni care trebuia să treacă peste podul acela. Dar în același timp copilul lui era acolo și nu mai avea timp să meargă să-l ia de acolo până când venea trenul. Și trebuia să aleagă între trenul cu sute de oameni și copilul lui. Povestea asta ne spune că tatăl și-a iubit fiul, dar pentru că erau sute de oameni care trebuiau să trăiască, să nu moară în accidentul acela, a lăsat podul jos și fiul lui a fost zdrobit. Fiecare își vedea de drumul lui. Imaginați-vă oamenii din tren. Trece trenul și este, am zice noi, trenul vieții. Toți oamenii trăiesc în trenul ăsta, trenul vieții. Și călătoresc în viața asta. Și trenul acesta cu mulți oameni trecea pe acolo. Și ca de obicei, că oamenii îl cunoșteau pe omul acesta. El tot timpul stătea acolo și lucra acolo. Oamenii îl cunoșteau. Și ca de obicei, oamenii scoate mâna, îl salutau, alții cu pălăria, salut, salut. Da? Alții, că mai erau și de ăștia, mai aruncau poate gunoaie pe geam, alții mai fluierau. Fiecare își vedea de drumul lui, nimeni nu știa ce s-a întâmplat acolo. Dar tatăl acesta, omul acesta știa în inima lui, era zdrobită, pentru că numai el știa prețul care l-a plătit ca ei să trăiască, să treacă pe acolo. No, asta fac oamenii astăzi cu Dumnezeu. Ei își văd de drumul lui. Și îmi imaginez pe Filip, când stă de vorbă cu familia etiopian și explică oameni buni, Domnul Iisus, El nu trebuia să moară, El și-a dat viața pentru noi. El a venit pe pământul acesta pentru noi, pentru că nu era nimeni care să ne scape. Omenirea era în păcat. Omenirea era sortită pierzării. Și Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit lumea, a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și dintr-o dată, famenul înțelege. O, despre asta e vorba. Deci prorocul nu vorbește despre el. Vorbește despre cel care a venit mai târziu, despre Iisus, despre care tu îmi spui, da. Și atunci, vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu, Fapte, capitolul 8. Famenul, când a auzit aceste cuvinte, Fapte, capitolul 8, zice, pe când își urmau ei drumul, ei mergeau discutând, vorbind, dar pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, eu ți-am povestit, eu ți-am vorbit, de la Isaia, unde ai citit tu și până la Domnul Iisus, ți-am vorbit despre el. Dacă crezi, spune el aici, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De ce credea el că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Pentru că Filip i-a vorbit de la Isaia și până mai târziu despre Domnul Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Pentru că asta este Evanghelia care trebuie propovădită oamenilor. Și famenul când a văzut apă, a spus, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică pur și simplu am înțeles. Uite, am văzut ce a făcut. Uite, înțeleg acum cum El și-a dat viața. Pe când noi ne vedeam de drumul nostru, și-a dat viața pentru noi.
zdrobit pentru păcatele noastre, pentru fărădelegile noastre. El pentru noi și-a dat viața. Și ce frumos spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a găsit, Isaia 53:10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. În Isaia 53, Domnul Iisus încă nu era venit, era cu sute de ani înainte. Și deja Dumnezeu, dând această profeție, deja Dumnezeu vedea pe cei care vor crede în Iisus, ca și famenul. Și aceștia vor fi această sămânță de urmași. Și spune că El, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea, Domnul Iisus, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Îl va vedea pe famen, îi va vedea pe ceilalți, ne va vedea pe noi astăzi aici și pe toți oamenii care au crezut vreodată în El și se va înviora. I-a fost greu, a suferit Domnul Iisus, dar a văzut dinainte oameni, o sămânță de urmași, a văzut și spune aici că prin cunoștința Lui, adică prin a-L cunoaște pe El, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. Ce minunat! Păi când a auzit famen treaba asta, famenul, când a auzit El cum Domnul Iisus a făcut treaba asta și El care era păcătos și se cunoștea, El știa viața Lui și fiecare dintre noi o știm, când a văzut ce a făcut Dumnezeu, a spus, da, cred. Ce mă împiedică să fiu botezat? A spus Filip, dacă crezi din toată inima, se poate. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Cum era acum famenul? Mai era îngrijorat? Mai era așa, parcă tulbure, nu știa ce să înțeleagă? Nu! Uite ce spune aici. Zice, când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul ce făcea? Nu l-a mai văzut. Și în timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. El era acum plin de bucurie pentru că a înțeles, a împlinit cuvântul lui Dumnezeu și acum el pleca plin de bucurie. Unde pleca? În Etiopia. Imaginați-vă că, așa și spune aici unde am citit, da? Domnul i-a spus lui Filip, scoală-te, du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Adică mai avea mult drum până acasă. De la Ierusalim, în Etiopia, nu știu, dar cred că sunt vreo 2000 de kilometri. Cum mergea el cu carul, poate îi trebuia 2-3 săptămâni, nu știu, dar trebuia multă vreme să ajungi de la Ierusalim până în Etiopia, trebuia să traverseze multe țări. Da? Și așa cum spune aici, de la Ierusalim trebuia să intre în Gaza, de la Gaza să ajungă în Egipt, din Egipt, nu știu ce țară e mai jos acolo de Egipt, apoi Etiopia, undeva mai jos acolo, în Africa, undeva în centrul Africii, în estul Africii. Avea mult de mers, dar el, în călătoria lui, spune, pleca cu bucurie. El călătorea cu bucurie. Dragi frați și surori, ce-mi doresc astăzi este să vedem și noi ce a văzut famenul în ziua aceea. Poate nu înțelegem de multe ori chiar așa bine ce a făcut El pentru noi. Dar uitați cuvântul acesta ce ne vorbește despre Domnul Iisus care și-a dat viața pentru noi, pentru păcatele noastre. Amin. Și gândindu-mă la treaba asta, am zis, Doamne, ce minunat e să ai pe cineva care să-ți descopere, să-ți spună. Dacă nu era Filip acolo, și a fost o minune, pentru că imaginați-vă câte minune a făcut Dumnezeu în ziua aia. A fost o minune când Dumnezeu, deci cu un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Dumnezeu a trimis un înger. Când l-a văzut pe famen că e interesat, i-a trimis un înger. Deci n-are ce să margă. I-a trimis un înger la Filip, i-a spus la Filip, du-te repede, ajunge carul. Filip aleargă repede, îi spune la famen,
După ce i-a spus tot ce a avut de spus, famenul se hotărăște, se botează și ce face Dumnezeu cu Filip? Pentru că erau alți oameni ca și famenul care trebuia să audă, Dumnezeu zice că l-a răpit pe Filip, da? Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul era pe drum, plin de bucurie, ce făcea Filip? Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Deci Dumnezeu avea nevoie de Filip să spună oamenilor ce a spus și lui famenului, să spună în continuare și la alți oameni despre Domnul Iisus, care și-a dat viața pentru noi. El vorbea aceleași lucruri. El vorbea despre Domnul Iisus, care și-a dat viața, care a murit, și-a dat viața ca jertfă pentru păcat și ca ei să se pocăiască. Și în felul acesta, Dumnezeu m-a făcut o minune, l-a răpit pe Filip. Nu știu ce înseamnă asta, adică în sensul că nu îmi dau seama cum a făcut Dumnezeu să-l răpească pe Filip. Duhul Domnului l-a răpit pe Filip. E o minune asta, să îl ia de aici, da, dintr-o dată să, nu știu cum să zic, să dispară de aici, să teleporteze în altă parte, nu știu cum a făcut Dumnezeu. Dar uite că Dumnezeu a vrut ca și alți oameni să audă ce au auzit famenul etiopian. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Și îmi doresc ca și noi să înțelegem cu toții ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. E o mare minune. Vedeți, omul acela care și-a dat fiul pentru acei oameni care erau în tren, el înțelegea durerea și costul cât au costat ca ei să rămână în viață. Noi oare înțelegem că poate suntem și noi printre oamenii aceia care sunt în trenul vieții? Noi înțelegem cât a făcut Dumnezeu pentru noi. Se merită să ne dăm viața Domnului Iisus. Se merită să ne predăm viața Lui, să fim mai Lui pentru totdeauna. Pentru că vine ziua când vom fi din nou împreună cu El, așa cum El ne-a promis. Slăviți să fie Domnul. Domnul să ne binecuvinteze pe toți.